Nu e greu să joci, e greu să te oprești din joc. Risipitorul este un viitor cerșetor, iar avarul este un veșnic cerșetor. Munca cinstită este o formă de rugăciune. Calul bun se cunoaște în mers, omul bun se cunoaște în prietenie. În loc să fii supărat pe întuneric, mai bine aprinzi o lumânare. Unii îți citesc fața, Dumnezeu îți citește inima. Datoria este mai rea decât sărăcia. Dacă Dumnezeu nu vrea, omul nu poate face nimic. Necazurile ne învață să ne rugăm. Noaptea ne aduce în minte tot ceea ce ziua a spălat. Limba este cea mai rea bucată de carne din lume. Bunătatea tatălui este mai mare decât munții. Bunătatea mamei este mai adâncă decât marea. Căsătoria ne înjumătățește grijile, ne dublează fericirea și ne înmulțește cheltuielile. Din 100 de iepuri nu ai să faci niciodată un cal, din 100 de bănuieli nu ai să alcătuiești niciodată o dovadă. Primul pahar este pentru sănătate, al doilea pentru bucurie și al treilea pentru distracție. Prima căsătorie este o farfurie cu miere, a doua un pahar de vin, iar a treia este o ceașcă cu o travă. Când se pierde bogăția, nimic nu se pierde. Când se pierde sănătatea, se pierde ceva. Când caracterul este pierdut, totul este pierdut. Un bărbat nu va înșela o femeie care știe să glumească și să facă dragoste. Părinții învață pe copii să vorbească, copiii învață pe părinți să tacă. Vârsta înaintată a unui vultur este mai bună decât tinerețea unei găini. Dragostea intră în sufletul bărbatului prin ochi și în sufletul femeii prin urechi. Ai o viață întreagă să tot muncești, dar copiii nu sunt mici decât o singură dată. O femeie dependentă de sex va sta mereu în centrul atenției. Necazurile ne învață să ne rugăm. Soarelui îi place să privească în casa unde este dragoste. Cel care acceptă favoruri își amanetează libertatea. Nu enerva pe cineva căruia trebuie să-i ceri scuze mâine. Cine nu este recunoscător pentru puțin, nu merită mai mult. Sexul cu un bărbat în vârstă îi dă femeii atenția de care trupul ei are nevoie. Sărăcia e ca un leu, dacă nu te ferești, te mănâncă. Femeia e ca un foc din care trebuie să iei numai câte puțin. Nu ne putem aștepta la o judecată dreaptă din partea oamenilor care au interese ascunse. Dacă refuzi să te îndrepți când ești verde, nu te vei mai îndrepta când vei fi uscat. Există trei lucruri pe care un om trebuie să le cunoască pentru a rezista în această lume: ce este prea mult pentru el, ce este prea puțin și ce este corect. Este inutil să-i spui unui râu să nu mai curgă. Cel mai bun lucru este să înveți cum să înoți în direcția în care curge. Indiferent cât de departe ai mers în direcția greșită, cu siguranță trebuie să te întorci și să mergi în direcția corectă. Ceea ce vine de pe buze ajunge la urechi, ceea ce vine din inimă ajunge la inimă. O persoană care se uită mereu la cer nu o să descopere niciodată ceva pe pământ. Nu fi prost să înlocuiești înțelepciunea cu cunoașterea, pentru că vei pierde înțelegerea.
este mai bine să fii pedepsit pentru că spui adevărul decât să fii răsplătit pentru că spui minciuni. Când viața îți arată că ai 100 de motive să plângi, arată-i că ai 1000 de motive să zâmbești. Acolo unde este lumina soarelui, există și umbră. Viața este pe jumătate trecută, înainte să știm ce este. Sentimentele unei persoane nu se rezolvă asemenea unei probleme de matematică. Mărul stricat cade primul din pom. Există peste 40 de feluri de nebunie și numai unul de judecată sănătoasă. Caută să dormi o noapte pentru a găsi soluția potrivită, decât să nu dormi din cauza celor ce ai făcut. Dragostea, precum ploaia, nu alege iarba pe care cade. Numai un prost testează adâncimea unei ape intrând cu amândouă picioarele în ea. Iubirea e ca ploaia ușoară ce cade neauzit, dar naște torente. Chiar și moartea aduce omagii curajului. Moartea poate lua totul cu ea, dar nu poate să se atingă de această virtute. Până ce leii nu vor avea istorici, poveștile de vânătoare îi vor glorifica întotdeauna pe vânători. Dacă bărbatul o are mare, femeia lui este fericită. Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu conduc. Nu merge în fața mea, s-ar putea să nu te urmăresc. Mergi lângă mine, ca să ne ajutăm unul pe altul. Dacă viziunea ta este pentru un an, plantează grâu. Dacă viziunea este pentru un deceniu, plantează copaci și dacă viziunea este pentru o viață, plantează oameni. Bărbatul este ca vinul. Când este tânăr, este dulce, dar fără putere. La bătrânețe, este puternic, dar dur. Când ajuți un copil să iubească, poate fi mai important decât atunci când îl ajuți să învețe. Dacă înțelepciunea se măsoară după mărimea bărbii, atunci țapul este un rege filosof. Când un leu nu găsește carnea cu care să se hrănească, nu are de ales decât să mănânce iarbă. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.